O bombă a explodat în fața unei sucursale bancare din Cipru. Atacul a avut loc în contextul în care autoritățile de la Nicosia negociază un plan de salvare cu lideri europeni pentru evitarea colapsului financiar și ieșirea din zona euro. Deflagrația s-a produs noaptea trecută în Polimidia, o stațiune balneară de pe coasta de sud a insulei mediteranene. Fațada clădirii a fost complet distrusă, însă nu s-au înregistrat victime omenești. Potrivit presei locale, un grup de tineri mascați au spart geamul instituției și au aruncat înăuntru un cocktail Molotov. Atacul a avut loc în timp ce președintele cipriot se afla la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu reprezentanții troicii pentru a negocia termenii împrumutului de 10 miliarde de euro, fără de care țara s-ar fi intrat în faliment. Acordul încheiat cu finanțatorii internaționali ai Ciprului vizează restructurarea celor mai mari două bănci ale insulei și taxarea cu până la 30% a depozitelor care depășesc 100.000 de euro. Micii deponenți rămân totuși sub protecția statului, iar sumele acestora vor rămâne intacte, asta după ce a fost respinsă propunerea de impozitare cu 6,75% a conturilor. Până la un nou ordin al guvernului, băncile din Cipru își păstrează ușile închise clienților.